Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghim. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou împreună în studioul Capital TV, într-o emisiune de promovare electorală. Astăzi îl avem ca și invitat pe domnul Ovidiu Oprescu. Bună ziua și bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bună ziua, domnul Ovidiu. Dumneavoastră sunteți candidat pro-România pentru funcția de consilier local. În cadrul Consiliului Local al municipiului Deva, tema emisiunii Devenii sunt pro-România. Ar fi frumos, cel puțin pentru noastră, să și fie așa. Pentru cei care nu vă cunosc, mai spunem o dată cine sunteți dumneavoastră, cu ce vă ocupați. Într-adevăr, mă numesc Oprescu Ovidiu, am 41 de ani, sunt avocat în cadrul baroului Hunedoara, sunt căsătorit, am 2 băieți și nu de mult timp m-am înscris în Partidul Pro România. Ați simțit dumneavoastră că este momentul să intrați și în politică? Da. Cu atât mai mult cu cât am văzut platforma Partidului Pro România și ideea de a face politică, care mie mi se pare a fi o altfel de politică, îndreptată mult mai mult către cetățeni și mult mai mult echilibrată, ca să spun așa. Ne-am înțeles. Nu să sunteți un tip interesant, domnul Oprescu. În timp ce se pregătea studioul între doi invitați, am stat cam 5-10 minute de vorbă cu dumneavoastră, dar nu despre emisiune, ci despre dumneavoastră ca persoană. Și de asta spun că sunteți un tip interesant. Înainte de a face avocatură politică și așa mai departe, asta a fost un tip sportiv, din câte am înțeles eu. Nu v-ați propus la el să vorbiți despre asta în emisiune, dar uite, vreau eu să duc discuția și încolo. Da, așa este. Într-adevăr, am zis, am făcut foarte mult timp tenis de câmp, tenis de performanță. Am stat mai mult de 4 ani, aproape 5 ani în Austria, la Academia de Tenis a lui Günter Bosch, o academie celebră în acel moment. Și prin intermediul tenisului am ajuns într-adevăr să văd o mare parte din, aș putea zice, o mare parte din lume, nu numai Europa. Era o academie îndreptată spre performanță, eram foarte mulți colegi din multe țări, cu antrenori pregătiți, unii dintre ei ulterior ajungând să pregătească nume celebre, între care pot să spun Simona Halep, a fost antrenată în momentul în care a câștigat Wimbledonul de către Daniel Dobre, el fiind unul dintre antrenorii care ne pregătea și pe noi acolo. Da, ați participat și la turneu, la chestii de genul ăsta? Da, în tot timpul ăsta în care am fost acolo, pot să vă spun că am participat la foarte multe turnee sub sigla Federației Internaționale de Tenis. Așa, să vă dau câteva exemple, că tot m-ați întrebat, da. Și mi-ați ridicat mingea la fileu. Dar atenție, să nu o dăm înapoi cu... cum se zice? Cu reverul. Cu reverul, atunci se zicea la rever sovietic. Aha. Nu fac analogia și n-am încercat să înțeleg de ce, dar așa spuneau toți, să dăm bine cu sovieticul. Uh-huh. Bun. Așa, ca o mică paranteză. Am fost într-adevăr la turnee cam prin toată Europa, Italia, Franța, Spania, Portugalia, am dus și sunt acum turnee la care participă, turnee care sunt în continuare în circuitul ATP, la care participă toți tenismenii celebri care sunt văzuți la televizor și apreciați de unii, de cei care iubesc acest sport.
Doha, în Qatar, în Kuwait, în Dubai am fost. Erau aceste turnee de juniori și de tineret, erau de obicei înainte cu o săptămână sau două de turneele mari, cele care se difuzau și la televizor. În acest context am ajuns să joc cu unii tenismeni. Ați jucat cu vreun nume celebru? Da, vă pot spune, am jucat chiar cu mai mulți. Ne-am luptat un care pe care, chiar mi-aduc aminte la în turneu sau amical așa? În turneu. Aha. În turneu. Chiar la Doha, țin perfect minte, în turul 2, am jucat cu Feliciano Lopez, este un jucător care a fost mult timp în primii 20 ATP, de asemenea frații Rochus, Mark Kevin Gjolner, sunt nume cunoscute pentru cei care au făcut și care au practicat tenisul. Și să vă spun mai mult, nu este ca o laudă, dar această academie și domnul Günther Bosch, având foarte multe legături, știindu-se că a fost la un moment dat antrenorul și alături de domnul Țiriac și mentorul lui Boris Becker, am fost la un turneu la München, la Olympia Halle. Era un turneu de juniori și am rămas să vedem. Imediat a început turneul de seniori, era turneul campionilor, erau primii 16 în lume. Și în acel context și prin legăturile pe care le avea domnul Bosch, am ajuns să facem pregătire, să fim un fel de sparring partener pentru Boris Becker, Goran Ivanisevic, am văzut chiar și pe Pete Sampras, care m-a frapat prin atitudinea pe care o avea. Deci un profesionist desăvârșit. Era incredibil omul ăsta. Vă spun, am fost la... Era o sală de forță, o sală de pregătire fizică, unde mergeau toți jucătorii și se mai pregăteau. La un moment dat am ajuns în acea sală și era Pete Sampras, era atunci numărul 1 mondial. Nu a câștigat turneul, l-a câștigat Ivanisevic atunci, dar ieri era numărul 1 mondial. Și erau biciclete reglate pe anumite nivele, erau un picuț mai speciale. Și noi, vă dați seama, 15-16 ani, în floarea vârstei și a puterii, ca să zic așa, pe la nivelul 5, începeam să ne chinuim și devenea din ce în ce mai greu pentru noi. Și chiar ne-am uitat la Pete Sampras, era la nivelul 9, la acea bicicletă. Noi am reușit câteva minute, după aceea am capitulat, ca să zic așa, el mergea în continuare. Pentru mine a fost ceva uimitor. Și da, uite, asta e numărul 1, așa-i. Bun. Am vorbit și despre plăcerea noastră de a face sport. Din păcate, prea rar. Dar de fiecare dată când prind câte o ocazie, să știți că îmi sun vechi, să nu le spun colaboratori, vechi parteneri cu care mă antrenam și cu care mai jucam înainte și cum putem, să știți că mergem. Văd că jucați și tenis de masă. Și tenis de masă, am și șah, și la tenis de masă, dar atunci eram ceva mai mic, am fost la, era înainte o... Era la tenis de masă m-aș încumeta și eu la o partidă. Când... Într-o zi. Când, da, când doriți. Asta e altă poveste. Haideți să intrăm în emisiunea de promovare electorală. Știu că dumneavoastră ați lansat un concept, așa, mi s-a părut destul de interesant, prin care un concept care se numește Deva Veche, prin care vă adresați locuitorilor Devei Vechi. N-am înțeles în primă fază despre ce este vorba, dar când m-am uitat mai atent, am cam înțeles. Puteți să explicați și pentru telespectatorii noștri? Da, eu am zis Deva Veche, gândindu-mă și localizându-mă în timp, în spațiu, ca să zic așa, pe mine. Eu stau pe strada Călugăreni. Unde e strada asta? Strada Călugăreni este chiar în spatele Casei de Cultură, este strada
perpendiculară pe Casa de Cultură, uh-huh. care este o stradă veche, ca să spun așa, ca toate celelalte străzi de acolo, cum sunt Merilor, Prunilor, Eroilor, sunt Barițiu, Barnuțiu, sunt mai multe, zona mai multe străzi. Zona veche a Devei. E zona veche a Devei. De fapt, și zona de case a Devei, nu? Sau cum? Exact cum spune, zona case de case. Mai vechi. Case mai vechi, care sunt de foarte mult timp acolo și practic pot spune că Deva s-a dezvoltat pe scheletul acestei zone. Și atunci zonei respective îi spuneți dumneavoastră Deva veche? Așa m-am gândit. Aha. Pentru a o putea asocia și a o pune în un picuț în antiteză cu celelalte cartiere ale Devei, unde sunt foarte multe blocuri care s-a dezvoltat în timpul decenilor, cum o știm cu toții. Eu m-am gândit și cu atât mai mult și mă bucur că mi-ați ridicat așa acea minge la sovietic. Stând în Salzburg, vă pot spune, Salzburgul este un oraș similar Devei. Acum, fără să intrăm în alte aprecieri sau într-o altă zonă, este cât de cât apropiat și ca număr de locuitori, are o cetate. La fel ca și cetatea noastră, ba mai mult, e și acolo o telecabină și din ceva informații, dar pe care nu le-am verificat, după câte știu eu, prima dată, chiar aceea s-a adus și la noi. Dar să nu greșesc, nu sunt verificate, doar așa, informativ. Ori vreau să vă spun, domnul Simeon, că Salzburgul, stând mulți ani în el, acolo s-a mers pe o dezvoltare totală și o dezvoltare echilibrată. Și Salzburgul are zone de blocuri, are la fel zone de case, cu atât mai mult. Există și casa lui Mozart, care este un obiectiv, cred eu, cunoscut de foarte mulți. În toate acele zone de case, să știți că în zonele vechi ale orașelor. În zonele vechi, exact. În zonele vechi ale orașelor, autoritățile locale au avut un alt mod de a le dezvolta și un alt mod de a le înfrumuseța și de a îmbunătăți la urmă calitatea acelor locuitori. Spre deosebire de noi... Păi și cum le-au înfrumusețat? Să știți, acum, Academia... Din ce ați văzut dumneavoastră? Din ce... Stând atâta timp am ajuns să cunoaștem cât de cât Salzburg. Aveam și noi, pe lângă faptul că făceam numai tenis, aveam și noi și timp liber și ce să faci la mergeam prin oraș și vizitam orașul. Academia noastră era situată un picuț într-un cartier mai mărginaș al Salzburgului, deoarece a fost nevoie de foarte mult loc pentru a se dezvolta. Și acel cartier era plin de case, de fapt numai case erau acolo. Vreau să vă zic că acel cartier și altele, toate erau, domnul Simeon, toate erau pline de zone de verdeață, de parcuri și locuri de joacă pentru copii. Am văzut și chiar m-am minunat, țin minte de atunci. Pomi implantați în zone de beton, pomi. Jardiniere cu flori. Mai mult, au și ei un celebru târg pe lângă cel din Viena, poate în Austria e chiar mai frecventat cel din Salzburg, un târg de iarnă. Vreau să vă zic că toate acele zone de case, cum vedeți și pe la noi prin centru, pe bulevard, plin de luminițe, de ornamente, de Crăciun, uh-huh. Nu, acolo toate acele zone, dar absolut toate, vă spun, era o ferie. Să le vezi și să te plimbi, să le admiri, efectiv. Cu atât mai mult mai știu un aspect la care m-am gândit și poate după o să-mi dați voie să vă citesc și o scrisoare pe care eu am conceput-o către acei concetățeni
către colegii mei, să le spun așa, cei care stau pe străzile de vechi, cum am numit-o eu, academia noastră, la un moment dat s-a refăcut fațada și domnul Canțian, cel care o deținea, știu că am stat mai mult la discuții, eram curioși, erau totuși sume mari implicate în dezvoltarea acesteia. Domnul Canțian ne-a spus că autoritățile locale, în momentul în care doreai să-ți, vorbesc de fațadă, să-ți renovezi fațada unei clădiri, se implicau în sensul, ca să spun așa, iertării sau de plata impozitului, uneori mergând chiar total. Deci, îți renovai, într-adevăr, erau pe banii tăi acea fațadă de casă, a academiei, și autoritatea locală, în speță primăria, scutea acea persoană sau proprietarul de plată impozitului la exact, anul respectiv. Procentual sau mergând câteodată chiar până la total. Bun, domnul Prescu, dar dumneavoastră ce vreți să spuneți că acum? În străinătate, pe străzile vechi, se fac lucruri frumoase, se aranjează eu știu, ambiental și așa mai departe, și pe celor noastre pe stradă nu s-a făcut nimic? Dați-mi voie ca prin intermediul dumneavoastră să pun o întrebare vecinilor mei. Îi rog să menționeze o singură lucrare pe care ei și-o amintesc a fi făcută în ultimii 30 de ani la noi pe stradă. Ce chiar marcaje? Da. Sunt acele marcaje. Sunt acele marcaje, ați spus foarte bine, și alea din când în când sau rar, dar aici aveți dreptate. Marcajele. Mi-ați spus acum o lucrare, dați-mi voie să mai pun încă o dată întrebarea. Altceva. Vă spun că stau de mult timp și absolut nimic la noi pe stradă nu s-a făcut. Îmi spuneți ceva despre o scrisoare adresată locuitorilor. Da, dacă îmi dați voie și eu să prin intermediul acestei afirmații vreau să vă ofer și dumneavoastră una. Da, și dumneavoastră. Și să mă lăsați să o citesc acum, dacă tot mi-a zis. Stimați concetățeni ai Devei Vechi. Așa m-am gândit eu să-i dau titlu, pentru deci că, repet, mesaj, mă refer... De fapt, acesta este un mesaj electoral, nu? E un mesaj electoral pe care l-am gândit ca o scrisoare către vecinii mei. Am înțeles. Noi suntem mai vecinii apropiați. Vecinii noastre zonali, ca să spunem așa. Vecinii, nu? Vecinii zonali. Zona acolo. Să știți. Și cum locuim în capătul străzii, foarte mulți vin și se opresc la noi, punând diferite întrebări, dorind să știe cât mai multe informații. De fiecare dată noi încercăm să-i ajutăm. Vă rog, ca să nu vă întreb. Deci, mă numesc Oproiescu Ovidiu și locuiesc în Deva, în prima casă, situată pe strada Călugăreni. Am hotărât să vă scriu această scrisoare, deoarece la alegerile din 27 septembrie 2020 candidez pentru un mandat de consilier local din partea Partidului Pro-România. Și înainte de ziua votului, aș dori să vă prezint motivația care m-a determinat asupra acestui demers. Am observat că după anul 1989, vreme de 30 de ani, în zonele de centru și în zonele blocurilor de locuințe, s-au efectuat o serie de lucrări de îmbunătățire a confortului, ca parcuri între blocuri cu montare, coșuri de joacă pentru copii, bănci de parc, coșuri pentru gunoi, asfaltări, pietre de marmură prin alveole din șosea, aranjamente florale, zone verzi, panouri indicatoare și multe altele. La polul opus, pe vechile străzi din oraș, Călugăreni, Aurel Vlaicu, Viile Noi, Barnuțiu, Barițiu, Prunilor, Plopilor, Merilor, Eroilor, Izvorului, străzile din Ceangăi și celelalte străzi din Deva Veche, vă invităm să vă gândiți dacă a existat o lucrare executată de primarii care s-au perindat în tot acest timp. Consider că și aici s-ar fi putut face o serie de astfel de amenajări de zone verzi, bănci pentru odihnă,
oșuri, cu noi amenajarea fântânilor, de unde iau apa foarte mulți cetățeni, de la blocurile de locuințe, etc. În acest sens, partidul nostru Pro-România este singurul care propune o abordare echilibrată a problemelor locuitorilor Devei, nici de stânga, nici de dreapta, nu numai pentru centru, nu numai pentru blocurile de locuit, ci pentru toți locuitorii municipiului nostru. Poate că, deoarece a considera că suntem cei mai în măsură să putem rezolva aceste probleme, Dumnezeu ne-a hărăzit pe buletinele de vot locul 1, atât la primar, prin mica Mihai Robert, cât și la consilieri locali. Dumnezeu să ne ajute! Dar toți știm că Dumnezeu lucrează prin oameni și avem nevoie de votul acestor oameni. Da, interesantă chestia asta cu Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu lucrează prin oameni, avem nevoie de votul noastră. Da. Ceea ce am reținut eu din scrisoarea asta, în afară de numele străzilor, un pasaj l-am și notat în timp ce dumneavoastră citeați, o lucrare, dacă oamenii de pe străzile respective își amintesc sau știu vreo singură lucrare executată de toți primarii care s-au perindat în acest timp. Mă gândesc că faceți referire la primarii de vechi. Exact. Da. Nu, eu n-am știut lucrul ăsta. Dumneavoastră încercați să-mi spuneți acum că de-a lungul timpului, din 89 încoace, n-a existat nicio lucrare mai, sau mă rog, de care să-și aduc aminte oamenii pe străzile astea? Vă spun. În afară de asfaltare, că probabil că asfalt au ori fi pus. Au pus, nu s-a pus peste tot. Am văzut că se încearcă și acum implementarea unor proiecte de asfalta, chiar am văzut. Deci de 30 de ani în Deva veche nu s-au făcut lucrări? Nu s-au făcut. De înfrumusețare? De... Absolut, absolut deloc. Și vă pot spune, mâna pe inimă, stau acolo, știu asta. Eu nu vă contrazic, întreb doar. Și dați-vă seama acum, vă pot da o situație concretă. Sunt zeci, chiar sute de copii care merg dimineața la școală și se întorc de la școală, coboară pe acele străzi, mergând la școlile din oraș. De ce acel copil, care are și el un sandwich, o ciocolată, de ce trebuie și este obligat să-și pună acel deșeu, acea hârtie învelitoare la el în ghiozdan și să aștepte să ajungă la școală sau acasă și să o arunce? De ce nu ar putea? Repet, e o situație concretă. Coșuri de gunoi. Cum, doamne, n-aveți coșuri de gunoi? Absolut nici un coș de gunoi nu există pe strada Călugăreni. Și nici pe cele amintite dumneavoastră? Și nici pe cele... Nu pot să cred. Vă spun și chiar vă rog, când aveți... În Deva, municipiul reședință de județ? Se pare că asta a fost... Hai să nu spun dorința, ci viziunea primarilor despre care v-am vorbit cam înainte. Cam câți locuitori are zona asta? Să știți că sunt câteva mii înspre 10, 15 și vorbesc doar de zona asta mea. Nu am mai pus aici casele din viile noi sau acele case care s-au dezvoltat pe lângă blocurile din Archia. Asta e, da, nu știu. O să mă duc să văd. M-ați făcut curios. Chiar vă rog. Niciun coș de gunoi? Nu este niciun coș de gunoi pe strada noastră. Sunt tomberoanele personale ale oamenilor care le scot în momentul ceva, în care... Da. Nu sunt coșuri de gunoi. Nu avem o bancă. Hai, că eu înțeleg. Nu mă pun acum să pun bancă la fiecare om în poartă. Dar pot fi găsite... zone. Da, că străzile astea sunt străzile unui municipiu, reședință de județ. Nu sunt străzile unei comune. Așa? Ați spus un lucru foarte, foarte, foarte interesant. Deci eu mă acum dacă mă gândesc. Chiar aveți dreptate, eu vă cred pe cuvânt, dacă chiar aveți dreptate în ceea ce spuneți, mă mir, nu pot să cred acum, că este așa. Acum mă gândesc, domnul Simeon, cred că ați făcut, mi-ar părea rău să fiu înțeles greșit, dar cred că ați făcut o afirmație foarte, foarte corectă. Avem centru, avem zona blocurilor și avem Deva Veche sau Comuna Deva. Îmi pare rău să spun asta și nu aș vrea să fiu înțeles greșit, dar
Cam pe acolo, cam pe acolo stăm. Deci eu nu pot, da, îmi revin cu greu. Bun, și care ar fi explicația din punctul dumneavoastră de vedere? Adică mi-ați spus că la blocuri se investește și la noastră nu. Cum? Acum o să vă înjure cei de la blocuri, probabil. Ce vreau, normal că... Haideți să vă spun și poate, mă scuzați că v-am întrebat, se gândesc și cei de la blocuri să-mi adreseze unele gânduri mai puțin ortodoxe, dar să știți că nu e așa. Prin cum am spus mai înainte de partidul nostru, partidul nostru are o viziune de dezvoltare a țării și în special a localităților României, echilibrată. Toate zonele trebuie dezvoltate. Mulți suntem care am ieșit în afară. Vă rog să vă gândiți și dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră cum sunt alte zone de case vechi din alte orașe, pe unde a fost fiecare. Cu siguranță nu, aici ar trebui... Despre Alba Iulia, despre Sibiu, nu? De ce nu? Și Deva la fel ca și Sibiu, la fel ca și Alba Iulia, să știți că are o parte de case, da, cum le spun eu. E tot reședință de județ, nu? Tot reședință de județ, exact. Bun, dar care e explicația dumneavoastră pentru faptul că se investește în zonele de blocuri, să zicem, și acolo nu? Acum... Este și electorală. Pot să o spun și pe alea. Gândiți-vă, avem blocuri de 9 etaje, de 10 etaje. Sunt 4 apartamente pe scară, sunt 2 blocuri de genul ăla, acolo pe 4 apartamente pe nivel, câte sunt? 40? Adică matematică. Cum că 4? Cum am zis, 10 etaje? 10 etaje cu 4 apartamente pe nivel. Și câte scări? Dacă sunt 2 sau 3 scări, avem situații unde sunt chiar și 3 scări de blocuri, da? Turn. Deci 80 de apartamente pe scară? Sau 80 cum? De apartamente pe scară, exact. Nu pe scară, pe ambele scări. Pe ambele scări. Gândiți-vă, sunt 3-4 votanți, 2 votanți. Câte voturi sunt acolo, domnul Simion? Sunt 200-300 de voturi mai multe, care ce înseamnă? Pun 2 bănci în fața scării, pun coșuri de gunoi tot în zonă și tot înfrumusețez pe cât pot. Amenajez, pun jardiniere. Pe când la case nu este nimic de genul ăsta. Și cu toate astea vreau să vă dau și un exemplu de la noi, unde totuși eu spun că e exponentul viziunii partidului nostru. Vreau să mă refer aici la domnul Emil Râșteiu, primarul Simeriei. Să știți că are un alt fel de abordare. Și Simeria are foarte multe blocuri, are și case, este un oraș frumos, spun eu, îngrijit. Știu din presă faptul că acum, recent, domnul Emil Râșteiu vrea să dezvolte o zonă cu mai multe parcuri. Sunt 3 sau 4 parcuri pe care se gândește și vrea să le dezvolte în orașul Simeria. Să știți că acele parcuri nu sunt numai la blocuri. Sunt și în zonele de case, sunt la intersecții. Da, și am gândit, într-adevăr, putem da exemplu, chiar dacă nu convine poate unora, putem da și putem lua exemplu Simeriei. Ce foarte interesant. Dați exemplu Simeria Municipului Reșeită. Îmi pare rău, dar acolo am văzut acea implicare pe care o are domnul Râșteiu și se gândește și la oamenii care stau la case. Iarăși, o situație concretă. Bun, eu stau mai la capătul străzii, că tot așa îi zic. Sunt copii care locuiesc mai sus. Pe ce fac părinții? Ori îi duc la Bejan, ori îi duc în parc la cetate. Copiii unde se joacă? Ori să știți că și la noi, cu toate că sunt case, se pot identifica terenuri unde să putem și noi să amenajăm un loc de joacă. Nu ar fi deloc dificil. Da, sunt mulți copii, ați spus, acolo. Sunt, într-adevăr.
Sunt oameni care, în general, să știți că nu au prea plecat. Și referitor la asta, iarăși, fac o analogie și mă leg de mesajul transmis de partidul nostru, de data asta, prin candidatul nostru la Consiliul Județean, Dacian Ciodaru. Vrem să eliminăm acest exod al populației și vrem să readucem copiii înapoi, vrem să nu ne mai plece tinerii. De asta vă și acesta este mesajul lui Dacian Ciodaru, candidatul nostru la Consiliul Județean. De asta vă spuneam, la noi în zonă nu prea au plecat oamenii. La noi în zonă, referindu-mă la zona caselor, zona cu locuitori care sunt în casă. Care să fi fost motivul pentru care n-au plecat? Poate și acel sentiment de proprietate și gândul că va fi și la noi mai bine. O răbdăcinare mai puternică. Fiind vorba despre o zonă mai veche, într-adevăr, mai știți, mai este și zicala aia. Eu acum o modific puțin. Casa părintească nu se părăsește. Nu se vine. Așa era zicala, eu spun casa părintească nu se vine. Domnul Proescu, nu pot să nu vă întreb. V-am ascultat cu atenție pe parcurs emisiunii. Probabil că unii concetățeni de-ai dumneavoastră care locuiesc pe la blocuri au înțeles ce vreți să spuneți, alții poate nu. Vă întreb doar așa, retoric un pic, dacă vă așteptați să primiți voturi din toată Deva cu după pledoaria asta. Să știți că mi-am asumat și acest lucru, dar vreau să vă spun pe cealaltă parte. Majoritatea prietenilor mei, fin, avem mulți fini, nași, neamuri, stau în zona blocurilor. Colegi de-ai mei stau mulți pe la blocuri. Ei cred că au înțeles foarte bine ceea ce am vrut să spun și sunt convinși că eu prin acest mesaj cu care mă adresez devenilor care stau mai mult pe la case și în respectiva zonă pe care am amintit-o, știu că nu, în momentul în care voi ajunge consilier local, bineînțeles că orice, și eu cred că orice om, nu numai de la partidul nostru, toți ar trebui să gândească așa și vă spun, eu cred că toți și gândesc așa. Dacă este vorba despre o hotărâre de Consiliu Local, unde Deva are de câștigat și este în beneficiu Devei, nu contează, domnul Simeon, că e vorba despre zona caselor sau zona blocurilor sau zona Grigorescu sau orice zonă. Chiar o să insist pentru adoptarea acestea. Adică veți vota cam orice hotărâre de Consiliu Local dacă aveți consilier? Cam orice hotărâre de Consiliu Local care este în primul rând legală, e meseria mea și orice hotărâre de Consiliu Local care duce la dezvoltarea orașului. Vedeți, probabil că în Consiliul Local se vor vota tot felul de programe de dezvoltare, de modernizare a Devei. Așa e și chiar m-aș bucura să fie așa, gândindu-mă acum, după ce mi-a spus acest lucru, candidatul nostru la primăria municipiului Deva este domnul Mihai Robert Mica. Eu pot să vă spun că este poate unul dintre cei mai buni experți în atragerea fondurilor europene din județ sau poate mă pot duce și mai departe. Apropo de aceste hotărâri și aceste programe care se vor vota în Consiliul Local al Devei, experiența dânsului și știința și mult timp în care a lucrat pentru societăți și pentru ATV-uri în atragerea de fonduri europene ar fi nu benefică. Îmi permit să spun, cu toate că poate unii vor gândi altceva, ar fi chiar necesară. Da, înțeleg. Totuși,
Aș vrea să vă întreb ceva. Din cunoștința noastră, din informațiile pe care le aveți, când spuneți că zona asta, și ne-am axat, văd că în emisiunea asta, mai mult pe Deva Veche, în momentul de față sau în anii trecuți, n-a fost niciun consilier local care să locuiască în zona aia? Aveți cunoștință? Au fost. Chiar și... Păi și dacă au fost aia, n-au fost interesați de zona respectivă? Domnul Simeon, e o întrebare la care nu aș răspunde. Probabil cel mai bine ar fi să opuneți dumneavoastră acelei persoane. Nu ați răspuns de fapt la întrebare, ați spus că au fost. Au fost, da. Sunt și acum. A, sunt și acum? Da. Păi și din nou, vă pun o întrebare pe care ar trebui să le pun lor. Oare n-au văzut aspectele astea pe care dumneavoastră le-ați enumerat până acum? Ca să zic așa, uitați, vă pot sugera... Da, v-ați dus vreodată, ați luat legătura cu vreunul din ei și ziceți, bă, nu, uite care-i treaba. Nu. Dumneavoastră aici nu ați luat legătura. Până nu am vă hotără să candidați. Nu am avut posibilitatea, nu s-a nimerit, ca să zic așa, dar eu spun că și acei consilieri la care mă gândesc eu și care se știu foarte bine, vă spun că îmi dau dreptate mai departe. Adică de ce? Ei vă dau dumneavoastră dreptate? Eu vă spun că îmi vor da dreptate. Păi, cel puțin cu... vă rog. Cu cel puțin cu ceea ce v-am spus referitor la strada Călucăreni, nu s-au făcut lucrări. Pe bun, dar au dreptul, dar, nu știu, la diverse, acolo, povestesc o treabă, pot să facă un proiect de hotărâre, pot să facă lobby, multe pot face din postura de consilier local, mai ales la o municipiu reședință de județ. Dacă vrei. Așa este. Și dacă nu te duci în consiliul local, doar să ridici mâna. Așa este, da. Redactarea acestei scrisori, acestui mesaj către locuitorii de Vei Vechi, îmi asum și chiar le transmit acestora că mă voi lupta. Deci voi ajunge chiar să mă lupt pentru a găsi soluțiile ca și aceste străzi pe care locuim noi să arate în modul în care își doresc. Nu am vorbit, domnul Simeon, nu am vorbit cu consilieri, dar am vorbit cu oameni. Ce oameni? Și chiar își doresc, credeți-mă, treaba asta. Da, eu vă cred, n-am niciun motiv pentru care să nu vă cred. Mă gândesc că nu riscați să veniți la televizor să spuneți, nu știu, avioane vis-a-vis de o stradă care e vis-a-vis de niște străzi care sunt până la urmă un cartier. Nu, dar mă bucur că v-am trezit un picuț interesul. Da, chiar m-ați făcut curios, chiar promit că o să mă duc să văd ce e acolo. Adică vreau să văd chiar, că chiar vă rog. De gunoi. Chiar vă rog. Am înțeles. Cum, de cât timp ziceți că ați intrat în politică? Acum, de curând, o lună, două, nu? Recent, da. Cum vi se pare politica asta? Că suntem pe final de emisiune. Vă spun cum mi se pare din cadrul unui membru al partidului Pro România. Dorim altceva. Nu tot insist, nu este un slogan, nu este material electoral, dar chiar este altceva. Referitor la campanie și la politica dusă de diverse partide în campanie, ca la noi. Adică e ca la noi? Ca la noi în România? Ca la asta noi în România. Asta poate fi bine sau poate fi rău? Ca la noi în România. Nu adică cred că... cu românisme sau cum? Că nu înțeleg. Sunt într-adevăr românisme. Le putem spune și deci așa. Ați dat și noastră peste românisme în campania asta electorală. Da. Și vă plac? Vă spun sincer că nu sunt adeptul lor. Am înțeles. Domnule Oprescu, am ajuns la final de emisiune.
Nu știu dacă ați mai dorit să transmiteți ceva pe spațiul noastră electoral sau nu. Cert este că o să vă rog să le transmiteți la cameră un mesaj celor care se uită la noi în acest moment. După cum am spus în scrisoarea pe care am compus-o către vecinii mei, votați poziția 1 pe buletinul de vot atât la primar cât și la Consiliul Local. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu lucrând prin oameni, avem nevoie de votul dumneavoastră. Domnul Oprescu, vă doresc succes. Vă mulțumesc. Stimați spectatori, Ovidiu Oprescu, candidat pro-România pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Reședința de Județ Deva, a fost invitatul nostru la Fotoliu cu Ghimb. Sunt Adrian Simeonu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu noi, numai bine!